din luna septembrie anului trecut și până în prezent s-a realizat jumătate din acest obiectiv de investiții. Rețeaua de canalizare se va întinde pe o lungime de peste 6 km, iar valoarea investiției este suportată de Consiliul Local Mioveni. Se compune din conductă de canalizare, am zis 6,6, și avem și refulare, pentru că din punct de vedere tehnic nu am mai construit o nouă stație de epurare sau microstație și vin apele menajere în canalizarea mare a orașului, în stația noastră de epurare a orașului Mioveni. După finalizarea rețelei de canalizare, locuitorii din Clucereasa vor avea și gaze, pentru că pe lista de investiții a Consiliului Local se va regăsi și acest obiectiv. De asemenea, autoritățile spun că și străzile din cartier vor fi asfaltate. Ca și suprafață și lungime de străzi, nu este o investiție foarte mare în a face aceste obiective și utilități, după părerea mea, în maximum 4 ani de zile. După finalizarea lucrărilor, toți locuitorii cartierului Clucereasa vor fi racordați la rețeaua de canalizare menajeră.